cafea și încheiem săptămâna. Și am mai încheiat o săptămână. Vedeți cum trece timpul? Una, două, pac, mai cineva se mai ia de femei, mai Rusia mai face câte ceva, mai un alta, pac, pac, de luni până vineri s-a încheiat imediat. Deci Rusia, de exemplu, avem astăzi, Rusia a repornit gazul către Europa. Există acea țeavă mare Nord Stream care a fost oprită pentru că au zis că fac niște lucrări din astea de mentenanță. A reparat-o, au dat drumul la gaz, europenii s-au mai liniștit, au spus, în sfârșit mai avem și noi niște gaz, pentru că toată lumea a presupus că nu vor mai da drumul. Vor spune că ceva nu a mers și vor întârzia repornirea, lucru care va fi rău pentru noi, bineînțeles, pentru că nu vom mai reuși să ne umplem rezervele de gaz. Dar acum, dacă au dat drumul, so far so good, cum s-ar spune. Pentru că și așa, natura nu este prea blândă cu noi. Mergem la o știre care mi s-a părut destul de ciudată și anume Tesla a vândut majoritatea Bitcoinului pe care îl avea. Lucru care ne spune că, da, până și cei care sunt, să zicem, cele mai luminate minți, mai fac și greșeli. Pentru că aceștia au cumpărat destul de sus, adică au cumpărat Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde și acum tot ce au vândut valorează vreo 900 de milioane. Deci au avut ceva pierdere, pentru că cam de când au cumpărat ei, Bitcoinul cam doar a scăzut. Adică bănuiesc că au mai cumpărat pe parcurs și au mai făcut vreo medie mai bună, au mai vândut pe parcurs cumva, adică nu au vândut în cel mai de jos punct, dar oricum au vândut în pierdere, indiferent de situație. Și aici discutăm de pierdere de câteva sute de milioane de dolari. Și această pierdere vine, din câte am înțeles eu, pentru că aveau nevoie de bani pentru a susține cele două fabrici care nu prea fac treabă. Au fabrica de la Berlin și fabrica din Shanghai, care au un cost de întreținere, cost de operare foarte mare și deocamdată nu produc foarte mult pentru că nu au suficientă materie primă. Asta înseamnă că Tesla are niște mici probleme și, bineînțeles, lumea asta cripto nu a văzut această mișcare cu ochi foarte buni. Mergem mai departe tot la Elon Musk. Ușor, ușor începem să avem niște, să zicem, predicții de ce s-ar putea întâmpla în cazul acesta cu Twitter-ul. Predicțiile ar fi cam în felul următor. Cam nu cred că ar putea să-l oblige să cumpere Twitter până la urmă, adică prin instanță să spui nu, indiferent dacă te-ai dat înapoi, ești obligat să cumperi Twitter. Lucrul ăsta s-ar putea să nu se întâmple, dar s-ar putea să primească o amendă destul de mare, cam toți aproximează undeva la vreun miliard. Nu că n-ar avea de unde acum, dar este o sumă destul de măricică. Chiar și pentru cineva ca Elon Musk. Revenim la ce am zis și zilele trecute, mai mult s-au complicat. Adică nu cred că acesta, toată lumea a spus, sau o parte din oameni au spus că Elon Musk asta a spus de la început, asta și-a dorit de la început, să intre, să afle niște informații, apoi să iasă. Nu știu dacă chiar asta și-a dorit, pentru că acum este tras printr-un proces, îl va costa ceva, indiferent de situație, ceva, ceva, tot va plăti. Nu știu ce să zic. Avem vești nasoale în România despre vreme, după cum v-am zis, cald, chestii de genul ăsta, dar mai mult decât atât este secetă. Este o problemă destul de mare, vedem niște poze cu câmpurile din Dăbuleni care sunt pline cu pepe uscați și stricați, seceta a distrus toată producția din acest an. Dar nu stați cu grijă, pentru că președintele Biden a dezvăluit un plan de 2,3 miliarde de dolari pentru combaterea schimbărilor climatice și practic acest plan implică niște investiții în eoliene și cam atât și niște chestii de protecție a muncii. Deci, nu mare sfârial. Dacă este să mă întrebați pe mine. Și practic legat de secetă, la noi se anunță în toată țara în următoarea săptămână o secetă cruntă. La modul cruntă. Se spune că pământul este uscat chiar și la un metru adâncime. Deci va necesita ceva mai multă apă, niște ploi destul de serioase pentru a reveni situația la normal. Mergem mai departe, o veste proastă, altă veste proastă. Băi, astea nu sunt știri cu care să încheiem săptămâna. Deci credeți-mă că m-am chinuit să găsesc niște știri. Am stat și am căutat și am răscăutat și nu găsesc. Deci nu găsesc o știre fericită, nu știu despre ce să vorbim. Și avem tot o veste proastă. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, are minus 30% producție în primul trimestru din 2022. Pentru că secetă, probabil, și a scăzut nivelul apelor și nu mai curge apa pe acolo și nu se mai învârt paletele. Deci, curent ceva mai puțin. Nasol, pentru că noi chiar aveam nevoie de niște curent în plus, avem nevoie și de niște gaz în plus. Chiar vorbeam cu Alexandra recent, ziceam, băi, am și uitat cum este să funcționăm într-o lume normală. Voi vă amintiți cum era în 2019? Adică țin minte la finalul 2019, începutul 2020, ianuarie și februarie, că totul era atât de bine. Parcă era prea bine. Nu știu cum era pentru toate business-urile sau cum era, dar parcă era prea bine. Toată lumea
era foarte deschisă, începuse să aibă și ceva bani extra, plănuiau concedii, plănuiau ieșiri, plănuiau investiții și deodată, deci am avut una după alta așa, bam, 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 bam și parcă nu se mai termină. Adică acum, dacă ne mai spui acum și de COVID, după ce că nu mai avem, toate s-au scumpit, gaz nu mai este, curent nu mai este, nici nu plouă, mai vii acum și spune, știți ceva, pe căldura asta, ia purtați și măști pe stradă, ești deja, mai lasă în pana mea de viață. Haideți să mergem mai departe, măcar să vedem în ce am mai putea investi. Asta dacă mai aveți bani, indiferent dacă aveți sau nu aveți foarte mulți bani, este bine să aveți acest obicei de a investi, chiar și dacă vorbim de a pune deoparte sume foarte mici, adică vorbim și de $50, $100. Dacă reușești să pui $100 pe lună deoparte timp de câțiva ani, vei vedea diferența. Și Morgan Stanley ne oferă 5 stocuri, da, pe care ei le consideră cu potențial foarte mare, unele chiar și cu o creștere de 40%. Și haideți să vedem ce recomandări ne fac ei până la urmă urmei, nu? Morgan Stanley este una dintre cele mai mari instituții din domeniul financiar pe partea asta de investiții. Deci de ce să nu ascultăm și să vedem ce au ei de spus? Deci avem așa, East Group Properties este o companie în real estate și avem așa, price target-ul lor este de $215, momentan este la $160. Din ce m-am uitat eu puțin pe grafic, ar merge poate încercat pe la vreo $151-$152 pe acolo, cred că ar fi un punct mai bun de intrare decât acum la 160. Și aceștia se ocupă cu, după cum am zis, pe partea asta de real estate. Mergem mai departe cu Eli Lilly. Eli Lilly este, deși numele pare foarte drăgălaș, așa, este o companie farmaceutică, deci Eli Lilly face medicamente. Și aceștia au un price target de $395, prețul actual fiind 322, adică o creștere de vreo 22-23%. De ce sunt ei foarte încântați de această companie? Pentru că compania este destul de sus, dacă ne uităm pe un grafic, nu a avut o scădere semnificativă, dar sunt încântați pentru că au lansat un nou medicament pentru diabet, care se numește Mounjaro. Și aceștia cred că acest medicament vor avea o influență foarte, foarte bună în încasările acestora. Pentru că, de regulă, la companiile astea farmaceutice, ce am observat eu, este cam așa. Nu se întâmplă mare lucru. Ei lucrează. Și apoi apare un studiu cum că medicamentul lor este bun. La în momentul în care apare acel studiu, bam, compania are spike și crește destul de mult, apoi mai scade, poate nu mai scade la același nivel, mai rămâne destul de sus, depinde de studiu, depinde cât de mare este hype-ul. Și apoi dacă acea companie este aprobată și gata, medicamentul intră pe piață, atunci, pum, pac, sănătate, a crescut destul de mult. Dar știți cum este aici, cumperi 10 companii sau 20 de companii farmaceutice care sunt cu un potențial foarte mare, crezi 2. Asta este, adică trebuie să-ți faci research-ul foarte, foarte bine. Mergem la o companie tot de real estate, aparent aceștia sunt fan real estate. Nu înțeleg de ce, pentru că toată lumea prezice o cădere destul de mare în real estate, dar na, dacă astea sunt recomandările lor, noi le prezentăm. Și are așa, Gaming and Leisure Properties cu tickerul GLPI. Așa, și bine, cei drept nici nu ne dau un price target foarte mare, adică prețul de acum este 50 și ei îl dau la 54, asta ar fi punctul de vânzare, cu o creștere de vreo 9% de aici înainte. Din ce m-am uitat eu puțin pe un grafic, aș mai aștepta această companie pe la vreo $42, pentru că aceștia într-adevăr financiar stau destul de bine. Ideea este de fapt cum vor sta în viitor, acum stau bine, normal, dar cum vor sta în viitor, cum vor apărea următoarele Q-uri când scăderea, când cererea pe real estate va fi mai jos. Vom vedea, dar să zicem, pe undeva pe la vreo $42 ar fi destul de interesant. Mergem la o altă companie, INST, Instructure, și este o companie de cloud-based learning. Ceva, un sistem din ăsta de educație prin cloud și poți să faci și un fel de assessment și se folosește, este un fel de soft destul de flexibil, adică poate fi folosit în mai multe cazuri. Și aceștia au un price target destul de mare de $33, prețul actual fiind $23, cu un up, adică cu un potențial de creștere de 44%. Eu personal aș mai aștepta pe la vreo 21. Acum e 23,7, aș mai aștepta pe la 20-21, poate. Nu arată rău ca și companie, dar nu este o companie cu un istoric foarte mare, așa cred că ar mai trebui ceva mai mult research în spate, nu doar atât. O companie cum este Coca-Cola, de exemplu, poate nu trebuie atât de mult research pentru că ai niște un istoric, ai foarte multe date la care poți apela, dar la o companie unde nu ai multe date din urmă,
mai mult research pe idee, pe business în sine, să vedem oare businessul are potențial sau nu are potențial. Adică trebuie văzut exact ce face această platformă de learning propriu-zis și dacă își va găsi locul în societate mai târziu. Și mergem mai departe la numărul 5, care este și ultimul punct, Marathon Petroleum. Marathon Petroleum bănuiesc că este cu petrol, adică nici nu cred că trebuie să mai căutăm. Aceștia fac și un fel de diesel regenerabil, se ocupă și cu prelucrarea petrolului și avem un price target de $120, prețul actual fiind la 88,8. Asta înseamnă o creștere de 40%. Din ce am văzut eu, financiar stau bine. Și ce am mai văzut? Am mai văzut că managementul cumpără acțiuni destul de puternic, destul de agresiv. Semn care este foarte bun, adică în momentul în care vezi că conducerea firmei cumpără acțiuni, înseamnă că aceștia consideră că acțiunile lor momentan sunt la un preț foarte, foarte bun. Pentru că gândiți-vă așa, dacă tu ai o companie care se bazează pe specul, adică urmărești specula asta pe bursă și ești, nu știu, să zicem, am lansat, am făcut un IPO și tu începi să vinzi. Și apoi prețul scade și pe tine nici măcar nu te interesează, nu te interesează să cumperi. Te-a interesat să faci un pic de speculă pe bursă, dacă compania merge, merge, dacă nu merge, nu merge, tu oricum ți-ai vândut acțiunile tale cu 10 miliarde sau cât le-ai vândut și sănătate, nu te mai interesează. Dar în momentul în care observăm chestia asta, de exemplu, o companie a avut un spike, a crescut, după care stocul lor a scăzut și în momentul în care stocul a scăzut, compania vine, managementul și începe să cumpere share-uri înapoi. Ești, a, ok, deci ei nu este pe bază de țeapă, ei chiar consideră că momentan prețul este foarte bun și în baza rezultatelor financiare viitoare stocul va crește, pentru că altfel nu ar fi cumpărat. Așa că este, să zicem, un indicator, chiar și acesta poate fi un indicator bun, pentru că putem considera că au insider, nu? Dacă tu îți cumperi din propria firmă, bănuiesc că tu ai suficientă încredere în ea. Așa că putem considera, după cum am zis, un semn bun. Și cam acestea ar fi recomandările celor de la Morgan Stanley. Puteți să le verificați și mai mult și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la video-ul următor. Cam atâtea au fost știrile pe săptămâna asta. Sper că v-au plăcut. Dacă nu v-au plăcut, îmi pare rău, asta este situația. Mâine ne vedem cu video-uri pe partea asta de educație financiară și așa mai departe și de luni din nou știri. Așa că să aveți un weekend cât mai plăcut și noi ne vom vedea la video-ul următor. Pa!